Joi, 9 februarie, s-a lansat proiectul Hai Afară! Joacă-te, învață, fii mai bun, în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara. Beneficiarul proiectului este liceul cu program sportiv Cetate Deva și are ca parteneri Liceul Tehnologic Energetic Dragomir Hurmuzescu Deva, Liceul Tehnologic Agricol Alexandru Borza Gioagiu și Asociația Aladin Deva. La această lansare au participat reprezentanții instituțiilor de învățământ implicate, invitați din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, un consilier local din cadrul Consiliului Municipiului Deva și cadre didactice ce vor fi parte integrantă a acestui proiect. Proiect despre proiectul Hai Afară, Joacă-te, Învață, Fii Mai Bun. E un proiect altfel, apropo, e un proiect pe educație non-formală, e un proiect POCU, Program Operațional Capital Uman, cu foarte multe activități, cu grup țintă elevi, noi zicem destul de numeros, atât de la liceul cu program sportiv Cetate din Deva, cât și de la Liceul Tehnologic Energetic Dragomir Hurmuzescu, respectiv de la Liceul Tehnologic Agricol Alexandru Borza din Gioagiu. Între parteneri, foarte important de asemenea și pentru expertiză și pentru multe alte lucruri, este Asociația Aladin din municipiul Deva. Sunt implicați 31, grupul țintă sunt 329 de copii, pe lângă acești copii, elevi de la învățământul primar, gimnazial și liceal, sunt în grupul țintă și 36 de cadre didactice, care vor fi formate pe acest gen de activități de educație non-formală și în afara spațiului tradițional de învățământ și chiar afară. Ar fi multe de spus. Noi ne simțim un pic presați de faptul că toate activitățile trebuie să le derulăm în cursul acestui an, dar cu siguranță, cu entuziasm, vom reuși să le facem. Și cel mai important lucru va fi exact acesta, ca copiii selectați să participe cu drag la aceste activități. Vor primi și premii, vor fi și activități organizate de premiere. Și în ultimul rând se va organiza pentru ei și tabere, cel puțin două tabere în acest an. Chiar sperăm să avem succes. Da, mult succes! Mulțumim frumos! La Liceul Tehnologic Energetic Dragomir Hurmuzescu din Deva. Sunt partenerul numărul 1 pentru proiectul de Hai Afară, Joacă-te, Învață, Fii Mai Bun. Proiect POCU, care se desfășoară pe o perioadă de un an, până în 30 decembrie 2023 și grupul țintă este alcătuit din elevi din ciclu primar, gimnazial și liceal. Bună ziua, mă numesc Cornel Cizmașu, sunt director al Liceului Tehnologic Agricol Alexandru Borza și în cadrul acestui proiect suntem parteneri. Bineînțeles că beneficiar este Liceul Sportiv Cetate Deva, noi suntem beneficiarul 2 în acest proiect. Mă bucur foarte mult că suntem parteneri în acest proiect, pentru că fiind un proiect axat pe activități outdoor și având în vedere și arealul pe care școala noastră îl poate oferi, cred că aceste activități vor duce la atingerea atât a obiectivelor specifice, cât și a obiectivelor generale a acestui proiect. Mă bucur foarte mult de această colaborare și le mulțumesc încă o dată celor care au aplicat pentru acest proiect, pentru că s-au gândit la noi ca parteneri.